A trecut un veac și jumătate de la actul eroic săvârșit de către pompierii militari pentru apărarea Revoluției Române de la 1848 împotriva invaziei otomane, iar data de 13 septembrie este marcată de toate unitățile de pompieri din țară. La nivelul județului Giurgiu, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a organizat porți deschise la sediul detașamentelor de pompieri Giurgiu și Mihai Bravu, precum și la gărzile de intervenție Găujan, Ghimpați și Roata de Jos. Tot cu ocazia Zilei Pompierilor, pentru rezultate deosebite obținute în activitate, 5 cadre militare au fost recompensate cu înaintarea în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad. De asemenea, Asociația Sportivă a Pompierilor din România, filiala Giurgiu, a organizat în această perioadă o serie de competiții sportive. Pompierii giurgiuveni, având ocazia să își arate priceperea și în competiții de tenis de masă, tenis de picior și fotbal.